de dragul meu copile, să arunc din locul lui de sus, să vin mai multe zile. Pe dragii mei, nici un recital de poezie nu poate să ceapă în aceste versuri. Cred că le-ați recunoscut, da? De cine?
Nu vă sfătuiesc să faceți cum face Dragan, poezia a scris-o când se plictisea la limba română. Am ceva nu vă spun, de altfel el este acolo. Moacă la teatru direct și s-a... Și acum nu știu dacă va fi acolo, va fi doar poezia. A avut premieră în operă de la Timișoara, cu Cerușăreață, a fost în Aracolul, dar toate acestea mi-a inventat. A început fișa de foarte. Și mama este fericită, mama mai are doi bunici mari, de care de asemenea este mândră, dar ei sunt plecați, unul la Sibiu și unul în Spania. Așa că ne-am prezentat cu minunea aceasta de 11 ani. Mulțumim frumos! Și acum să mă iertați că eu tot m-am ușurat. Eu o să mă cer cu voi. Mulțumim! Poezia pe care am scris-o se numește Drumul Veșnic. Când ieși în libertate, te simți liber cât o noapte, deschide-ți aripile înalte și zboară sus departe. Nu te întoarce înapoi, creează-ți drumuri noi, fi liber astăzi seară, ca să te bucuri iară. În aceste 7 zile, în aceste 7 nopți, ți-ai creat drumul veșnic pe care nu te mai întorci. Și mama n-a avut voie să mută obiectul. Eu am zis că mulțumesc frumos! De ce poezia dumneavoastră? Aseară vorbeam de generația 2000. Nu știu de ce generație va fi. Trei miște. Trei miște. Dar suntem optimiști, dar avem asemenea talente. Dragii mei, recitalul l-am pus cu exemplu unui titlu de un poem, un poem foarte frumos, a unui poet foarte frumos, interdelic, și iată, nu vă gestăm în numele, iată ce spune criticul Ion Pop despre acest poet. Dice așa, născut în 1891, decedat în 1947 la București, poet român, bineînțeles. Nepot după mamă al lui Ion C. Plăteanu, membru corespondent al Academiei, în 1936. A făcut parte din Cercul Gândirea. Împreună cu Tudor Angheli, a scos, în 1922, în 1924, vestita Cugetul Român. Inițial, versul de formulă parnaseană simbolistă. Visări păgâne, este visări de opifă și așa. A fost vedem tradiționale, dominate de sentimentul elegiat al amintirii și al trecerii, contrastând cu peisajul rămas neschimbat. Pe acea și în sus este formul cel mai cunoscut. Satul meu, biserica de Atanasie. Ulterior, poezie de minciune neoclasică. Scutul Minervei, Săr Pierdut, poeme într-un vers, Caietul Minervei. Eseul, tradiție și literatură, portrete lirice, în colaborare cu Perpesicius, Antofit, Antologia Poeților de azi. Traducere, Premiul Național 1936. Criticul Ion Pop de poet, o să am văzut ce mai puțin, a formulat această caracterizare acestui poet. Nu vin. Deci, stăm sub semnul acestui titlu, că acest o fi pervenit este titlul unui poet. Mulți consideră că este capodopera acestui poet. Deci am pus acest lucru pe eu, am găsit ăsta, pentru că și aici, în Băile Herculane, pe vremurile de altă dată și pe vremurile de azi, au pocosit mulți poeți. Dacă aș fi să citesc doar pe Vasile Alexandrii și atâția alții. Și acum, dragii mei, să procedem la lectura acestui minunat poet. Aci
sosit pe drum. La casa amintirii obloane și timpuri, păianje întâlnelire și poartă și zălor, iar hornul nu mai trage alene din ciubuc, de când lutară în codru și pote și hăsuc, în drumul lor spre zare împătrâniră propii, aci sosit pe vremuri bunica Caliopi. Nerăbdător bunicul în vise de la scară, berlina legănată prin lamuri de secară, de atunci nu erau plâni ca azi, și din berlină zări subțire o fată în largă crinolină. Privind puia sub lună, cântia ca un lac, bunicul meu, desigur, i-a recitat un lac. Iar când deasupra casei, ca umbre verde de cap, îi spusă îngurătorul tână Eliade. Iar ascultat plăcută, cu ochii de peruzea, și totul ce romantic ca-n basme se uzea, și cum ședeau departe, un clopot a sunat de nuntă sau de moarte, din turul vechi, din sat. Dar ei, în clipa asta, simțeau că o să rămână. De multe ori bunicul, bunica de bătrână. Ce straniu lucru, vremea. Deodată, pe perete, te vezi aerea, numai în ștersele portrete. Te recunoști în ele, dar nu și în fața ta, căci trupul tău te uită, dar tu nu-l poți uita. Ca el sosi bunica și vii acum tu. Pe urmele Berlinei, răsura ta stă tu. Același drum te aduce prin lamuri de secară, adânsa tragi în dreptul zorului la scară. Subțire, calci nisipul pe care ea sări, cu verzele întrânsul amorul se opri și mai găsit zâmbindu-mi că prea naiv eram când ți-am șoptit poeme din bunul Francis Jean. Iar când în noapte câmpul fulac întins sub lună și-am spus balada lunei de Horia Vitulă, m-ai ascultat pe gânduri cu ochi de ametist și ți-am părut romantic și poate simbolist. Și cum ședeam departe, un clopot a sunat, același clopot poate în tonul vechi din sat, de nuntă sau de moarte, în tonul vechi din sat. Buzna în bibliotecă și să căutați volume semnate Ion Pilar. Vă mulțumesc de capodopera acestui foarte delicat poet, adică este nepotul brăcherilor. Mama era munteancă, avea o moșie la îndocarea Florica. Florica, iar tatăl era moldoveană. Avea așa că o moșie, deci dați seama cum să vină în acest excepțional proiect. Nu știu dacă să mai predăm în facultăți, în liceu. Atunci, acestea fiind spuse, să procedem, dragii mei adolescenți, să vedeți în camere și oase pe acești minunați poeți contemporani nouă, cei care veți urma vreo facultate de filologie, precis veți mai auzi de domnile. Nu știu cine să începe, pentru că
să începem cu limita feminină, limita de mine. Paulina Popa, din Deva. Cartea mea de poeme care era pregătită, din care aș fi citit astăzi, a fost furată. Iată un lucru minunat, s-a furat o carte de poezie, extraordinar. Ca și cum ar apăsa pe creștetul lumii, apasă pământul și cerul deasupra. Intru cu emoție în viața mea. Mă rog să pot trece cu onoare jurământul, să pot bea cupa dragostei. Strălucește, îmi ia ochii. Stă acolo de multă vreme și crește ca o catedrală. Să pot bea cupa dragostei. Aceea batjocorită, alungată, demodată, dragostea care nu cere niciodată nimic. Intru cu emoție în viața mea, nu în corpul meu, nu în brațele mele, nu în picioare, în viața mea. Aceea, ca o carte cu fire albe, așteptând cerneala. Nu are ușă, nu ferestre, nici pereți nu are viața mea. Cerul, cu 1000 de ochi, pământul cu sânii mari plini de lapte. O, viața mea, ghilotina ce cade cu sunet strident, iar sângele devine alb ca porumbeii Domnului. Și un poem din cartea Matematica Îngerului. Ca Ulise, în drum spre Itaca, prin adâncul de foc și lavă topită, alunecat-am pe scările abrupte și-am plâns, atâta doar cât să mă audă poemul acela îmbrăcat în haine de lume, nu în blănuri bine lucrate de oi și de vite. Ca Ulise, în drum spre Itaca, prin mările îmboldurate, în luptă cu sarea și valurile înalte, cât casa, cât să prefigureze spaima purtată am fost de Poseidonul cuvântului. Ca Ulise, în drum spre Itaca, preschimbat în cerșitor pe scările verbului, am răbdat până să vină o ploaie, cum n-am mai văzut, să mă spele de sare până la piele. Ca Ulise, în drum spre Itaca, am cărat după mine iubirea, atât cât să-mi ajungă mie și nepoților mei pentru zilele când, în brațele sinelui, Penelopa cuvintelor presăltând, mă voi odihni mulțumită că am luptat, protejată de poemul meu, ca Ulise, protejat de Atena. Mulțumesc! Întrebarea cum de primit poezia, Paulina Popa a răspuns printre altele, un labirint de foc. Dumneavoastră să meditați la această definiție. Tot de la Deva vine poeta Mariana Pândaru, cea care ne-a primit fotografia. Vreau să vă spun mai întâi că mă bucur foarte mult că sunt în mijlocul dumneavoastră. Îi mulțumesc poetului Octavian Dochin pentru invitația care mi s-a făcut, mă onorează și sper ca și prin poezia pe care vă citesc să îmi dovedesc mulțumirea față de dumneavoastră și de prezența dumneavoastră aici. Thank you.
fulgere pe mare. Era atât de adâncă noaptea și eu mă plimbam desculță pe nisipul încă fierbinte. Gândurile mele, odată cu vântul, lunecau toate în urmă. Țipăt de pasăre, țipăt de pasăre îmi era inima. Deși mergeam liniștită pe lângă marea ce nu se lăsa în niciun fel îngrânzită, doar din când în când limbile ei îmi ștergeau urmele sau repetite alergau să-mi atingă călcâiul, jucându-se parcă într-un târziu cu umbra ce devenise. Când iată, noaptea, sfâșiată de fulger, prevestește apropierea furtunii. Nu mă puteam încă desprinde de țărm, de volbura apei, de acest rămuriș din bice de foc, pe care nu le-am mai văzut niciodată atât de aproape, atât de real. Și deodată pășesc peste ape, ca peste oglinda vie și nemuritoare. Dansul meu, fără spaimele formei, se întinde cât orizontul într-o cadență amețitoare. Bice de foc îmi sfâșie carnea odată cu întunericul, iar tălpilor mele le e dat să pășească umede oase pe fierberea mării. Nu mai aud nimic dinspre țări, nu mai văd umbrele fosforescente, știu doar atât. Eu mă înalț în vreme ce văzducul se umple de zgomote. Iubitori de fructe exotice. Bunica vindea sporușe în piața orașului nostru. Grămezi de sporușe pe care ea cu greu le mai aduna din pomii atârnați pe dealul livezii. În fiecare dimineață venea cu roua pe tălci, își așeza în tăcere marfa, apoi aștepta să vină cumpărătorii iubitori de fructe exotice. Și ei, de cele mai multe ori, treceau, obișnuiți fiind cu aceste grămezi de sporușe care creșteau și creșteau, parcă invadaseră lumea. Numai bunica mea, răbdătoare din fire, îi aștepta pe cei cu gusturi alese să râvnească și la grămezile ei de fructe exotice, parcă venite odată cu ea dintr-un timp al tinereții amare. Mulțumesc mult! Poezia, coroana de spin a poetului. Frumos. Ne continuăm retorica feminină până o epuizăm, așa, și o invit pe doamna Zoia Elena Deju din Târgu Jiu. Intens. Privește intens și crizantema va flori, salută priveliștea și spre cerul, zi se va deschide, poate întâmpla muntelui și un izvor va vorbosi o nouă poveste de viață și moarte. Umbra înclinată, o lume întoarsă din povești, spre Morabia cu velele sparte. Luna se ascundă, munții și-ntâină umbra, timpul mestecă boabe de cafea.
panoramă. De aici se poate vedea până departe în suflet și deschisul de semne al marelui zodiac, prin spărbura cometei, șesurile neamțului și până departe potecuța pe care ai venit și estuarul în care te așteaptă ca o gurotină câmpâna cu cumpără, în susurul ploapei, în spatele afanului. Iscălitură. În tinda neamțului au ceruit ramele gândului. Se regăsesc numele pe o stea logostea, în ochiul cântării, în cercuri de apă începută, pe un duc cu bris serios, amuțire. Deschid fereastra și îngerul mă atinge cu aripa, cerul e în ghiare de vipor. Deasupra în spatele, îngerează o aripă. Odată intrat în rama din perete, îl află odihna și definitiva lui anunțire. Și ochi de genune. Cu ochi de genune, moartea la pândă. Când vreo cometă, fiindcă că neantul, pipește. Nomul, ca scame, îi plutesc prin priviri și cu toate astea are destul de bună vederea. Nimic nu trece cu ea, nimic nu uită. Este mereu la timp când bate ceasul în turn. Cu tine însuți, o rugăciune dinaintea iconostasului nu e decât o convorbire cu tine însuți. Nu te lepăda de veșnicie, fii fără teamă. Bye.
Weimar. Sau Weimar sau Weimar? Weimar. Să-l spune ea. Weimar. E foarte bine. Sensul. Am învățat să trecem prin timp în tăcere, cu ani povară, cu întrebări nepuse, purtând în ochi toate mările, într-o singură lacrimă scursă. Dar pe un drum neînceput, uitat în memoria unui destin, privirile se vor întoarce și vor găsi sensul. Se va întoarce izvorul la masca și cuvântul în sens își va întoarce calea. Se va întoarce fructul în sămânță și lumina de zi, în strălucire de stea, își va regăsi cerul. Cântecul se va reîntoarce în sfere și rugăciunea va renaște calea luminii. Clipa lumină. Sunt mii de ani lumină întreg universul. Eu, doar o clipă lumină. Pentru poeta Alexandra Gorghiu Dindriș, da? Poezia este stare necesară pentru curgerea ființei. Dragostea din memoria telefonului. Adorm cu mâna pe telefon în ideea că îmi vei spune cumva noapte bună sau mă vei trezi cu un sărut. Nici când celularele nu mi s-au părut atât de necesare. Îți aud respirația și buzele noastre mai aproape sunt. Încă un bip și dragostea ajunge în memoria telefonului. Se păstrează sub un număr ascuns ca o perlă în apele mării. Lacătul de piatră. În ochii stinși ai tatălui mort, sărutul de pe urmă închide ușa copilăriei și gestul de răsfăț al ierbii. Lacăt greu, lacăt de piatră, pe firul de peianjă al paradisului pierdut. Gabriela Savitsky, din Reșca, iată ce spune. Poezia încearcă să recupereze lumina. Frumos. Gabriela Savitsky. Dacă considerați că poezia mea e importantă, toată asta voastră, pentru că lectura nu mai este un... Lectura mea este un exercițiu pentru adolescenți. Nu le mai place să citească. Toată lumea spune, adolescenții nu citesc. Adolescenții nu citesc nimic. Dar e adevărat, tot Facebook-ul și tot internet este limba română, da? Deci citiți și scrieți. La lumea colburată. Nu
Nu știu cum am ajuns aici. Cred că m-am ajuns albatrosii și m-au repădat ca pe sămânță amară. Pe partea spacoare, furtuni și vieți ce se sparg în lantele, în boarde între ele. Nu pot opri nimic. Strigătul e inaudibil, nu mai plânge cu pomo de vis și numai tu simți că e real. De aici nu o să pot pleca niciodată. Ori încotro m-aș uita, e numai abis și în turn nicio scară. Sunt sâmbure de lumină în inima ta și vom dispărea prăbușindu-ne în valuri când vom uita să ne aprindem unul din altul să știe curăbierii unde-i uscatul în fiecare seară. Până acum n-am știut că iubirea e o stare de grație chiar a desăvârșirii, să se întâmple îi e destul, disipul încălzit în treacă de tălpile perechilor îndrăgostite ce se plimbă pe țări. Efemerea vreșituri, micuțe, îngrășătoare în lipsa lor aparentă de sens. Un fir, unul singur, străfugerat de lumina călcâiului îndrăgostit, călătorește neștiutor. Se va opri între carnea striată a scoicii și singurătatea sidecului, își va face culcuș de rană și va purcede la roșlujirea unui mărgăritar. Iubirea amestec sublim de amar și splendoare. Nu te întrista. O altă femeie iubită va purta într-o zi perla iscată din pășirea ta fermecată. Nu te opri. Barba înțelepților și caut cartea fericirii. Nu mă ajută nici ordinea alfabetică, nici cea cronologică. Cerul nu are acoperiș, cărțile sunt mănăstiri, iar zidul este blestemul aruncat între vis și realitate. Iubirea. Îngerii delegați cu adorația au constatat că iubirea nu are trup, că nu poate să stea ofrandă pe altare. I-au identificat respirația și au urmărit-o la toate pietățile. Și au consfințit, laptele matern este întruchiparea iubirii. Mulțumesc! Iar în ziua mea acasă, am să o dăruiesc bibliotecii liceului post. De-ai noștri. Eu vin de la Domaștea și noi considerăm că toată zona asta este o zonă care politică și care a dat scriitori și care cred că va mai da în mod sigur pentru că dumneavoastră, cei tineri, veți simți nevoia de poezie pentru că este absolut nevoie de poezie. E, și acum, ca să vă spun și o glumă, rugam să-mi dea drumă de vreme
Eu stăteam la oi și mă jucam cu norii, că n-aveai cu cine să te joci. Și mai mult decât atât, scriam poezii până la vacă, sau la vaci. Tot ideea de a te lega de pământ și legământul ăsta, să-ți dea șansa bucuriei de a scrie. Și ca să vă spun și o glumă drăguță, doi studenți stăteau de vorbă și zice, mă, tu din ce trăiești, mă? Ăla zice, din scris. Din scris? Cum din scris? Din scriul lui tata să-l iei de bani. Cum spune, eu când mi-a spus, m-au recomandat să scriu în continuare și să vă las de altceva să scriu, am zis, domnule, nu pot să trăiesc din scris. Ca atare, voi să vă îmbogățiți sufletele cu poemul, cu poezia, cu starea de spirit și, și în mod deosebit și cu învățătura. Și acum vreau să mulțumesc lui Doclin și tuturor scriitorilor care m-am bucurat de vinerea dânșilor și mai ales că a fost ziua mea și m-am simțit bine. Mulțumesc, am fost sărbătoriți. Care mi-a dat o anumită stare de spirit corespunzătoare și mai ales că cu cât mergi cu coșia mai devreme, mai încolo, nu știu unde te oprești. Să mai bei un par de rechie și atunci iar să mai pornești. Asta e viața. Împingem coșia, punem umor la lăsă și nu o să mă împripor. Da. Și acum să vă citesc, mai ales că nu e timpul mult, îmi vreau să vă spun câteva poezii scurte și anume primăvara. Lumânările își aprind, nu, iarba își aprind lumânările în pământ. Alta. Copilărie. Diminețile de sculțe mergeau prin roa pașilor mei. Muncă, apropo de muncă, și că munca e atâta trudă în sămânță. Și cu ocazia, deci poeziile astea au fost scrise tot acum, tot cu ocazia zilei mele, da? Și de că n-au avut ceva ce cât am stat acolo și am scris câte ceva. Și vis-a-vis de copilăria noastră, și că unse cu majun, de fapt la noi e unse cu pecnes. Da. Unse cu pecnes, coleașa o mâncam de sculț, mânând cercul să învârt stelele. Și cu o altă poezie, tot ce se întâmplă astăzi în lume, și că mâna stângă, mâna dreaptă, mâna stângă, stângă, dreaptă, mâna dreaptă, dreaptă, mărșălui înspre lumea dreaptă. Și pentru ziua mea care era, am scris-o la un fel următor. M-am înscăunat în jălțul vârstei, cu sceptrul în mână am cerut pana și călimara regească să dau sentință de grațiere pentru toți, mai puțin pentru mine, care am furat, iubitei mele, fuga într-un desiș de bar. Vă mulțumesc! Emoționată și am fost 10 ani în învățământ și am avut cu copii cu clasă ca voi finatul literare. Acum, și eu primeam de la ei versuri și acum vă țin ca un profesor în fața elevilor să mă judecați la catedră și vă citesc versuri, vă invit să sunteți redactor la o revistă literară, primiți versurile și la poșta redacției spuneți, Coană, sunt cool, te lăgăm în revistă sau nu? Sunt versuri scrise de pe stradă, liceu, tine primele mele versuri, așa că sper să vă plac. Deci am ales din volumul acela al copilăriei, pentru că înainte s-au vizit de miniaturi, versuri scurte, miniaturi, știți?
Deci, iarba femeie nu cunoaște ridul și nici prejudecata trupului gol între picăturile de rouă. La ora țărmurilor, când drumul se ghircește într-o insulă, distanțele sunt răni sângerând cu nesomn. Vrei să spui că slusuri ce nuntesc, ciorile împrăștind prin grânuci seci, când te aștept cu floarea întrezit și noapte? Nu-i mai știu amiaza nici cu să o închipui, ochi de fluturi în sarcofag de ape. Nu știu să spun, Doamne, ferește-mă de ispită, când cea mai dulce și frumoasă ispitire e ziua de mâine, cu mirosul pâinii din cuptor, când de cu seară tânjim la miezul ei aburind promisiuni. Arborele vieții l-am pierdut la jocul de cărți, când am pariat cu 33 de arginți pe Giurgiul de la Torino. Între noi și iarbă, între stalactite și rășuna stelelor, e o pârtie de fier chimere. Ningeam prin ceasă, între a fi și a nu fi, între a uita și a prăznui. E frig, dragul meu. Un frig atât de vânăt că mi-aș pune palmele că uși în lăuntru gândului tău să mă încălzesc ca un copil în noaptea de Crăciun. S-a oprit curentul electric. Undeva a căzut o stea. Lumina nu mai are clorofilă. Și nu știu nici să schimb o siguranță ardă. Cărțile și greierii nu m-au învățat decât cum se dă la rindea o noapte. Dragi colegi, am aflat că printre tinerii noștri, deocamdată ascultători, și mâine vor fi cititori noștri, există o adolescentă, așa îmi place noi, zici copii, care scrie versuri, poeme, poezii, să le spune. Deci, s-o văd pe această tânără. Da, avem voie scrie și la Reculată, nu va trebui să ne rămasă în Bărat de Misa, care a publicat mai multe volume de versuri, așa, pe care vă rog să o ascultați. Știu că veți fi convins de talentul ei și îndrăzeți mai mult, poate merită și promovată. Să auzim cum o cheamă. Mă numesc Bărat de Misa Maria, sunt eleva în clasa 11 la liceul Reculată, și sunt onorată cum aflu aici să vă citesc două dintre creațiile mele. Una recentă și una publicată. Mereu mi-am dorit o dimineață cuibărită printre aripii de un păsăr de rouă. S-ar strecura printre toate pietrele lumii și nu s-ar veni și nici nu ar plânge. Cândva, mâinile tale vor cuprinde chemarea adusă de neajunsul ecoului și tăcerea buzelor, ce mai de mult ți-au strigat. Un alt poem deja publicat, intitulat Vânătoare. Eu, tu, două focuri încălzite în versul alb, care plânge în fobioară. Versul alb. Despărțind două lumi, unul ceafă de nemurirea lui și steaua călătorului de dorința celui așteptat, gândul cerului de frigeata înflorită și ochii de triunful văzutul. Și la urmă, eu, cărcută de singurătate. Cuvintele lui sună
mai expresiv, mai melodios, mai suflet, mai direct venite din suflet și cuceresc sufletele mai ușor. Și poetul își poate îndeplini mai ușor acea datorie sfântă pe care o are ca să cultive limba în care trăiește. O să vă citesc o poezie pe care tocmai dragostea pentru această limbă în care trăiesc, am căutat să merg în pas cu necesitățile timpului în care limba de multe ori este bajocărită, nu mi se recunoaște valoarea în practica vorbirii noastre. E o poezie închinată aceluia care a transformat limba română într-adevăr într-un vehicul al progresului gândirii românești. Lui Mihai Eminescu. Vreau să vă spun că această poezie pe care am citit-o, o vă citim, am inclus-o într-un volum care a apărut în Statele Unite, Meditura Amazon, care mi-a și o poezie care mi-a adus multe bucurii, dar și necazuri neașteptate. În poezia asta folosesc ca să strădania de a îmbogăți limba, folosesc 27 sau 28 de cuvinte omonime și sinonime. La editură a fost, s-au chinuit enorm ca să găsească în limba engleză foc. Deci, iată ce comoară de expresivitate este limba română. Poezia se numește Mântul. Are un moto, codule, codruță, ce mai faci văduțule? Mirai Menescu. Mântule, mânjuțule, cum veniți, puiuțule? Mânzișor, mânzor, mânzuleț de foc, mânzuț de noroc, maică-ta cu limbi de boare, te ridică în picioare. Mânzuică mânză, cine să te mai prindă? Murgușor de murmur buț, alergând după căruși. Ești buimac și urți de clatin, pui de prinsul de noatin. Murduleț, roibuleț, ciucărel, strășnicel, cârlănaș, tretinaș. Ori ești sar, ori ești corbean, sau te pomenești băran, sau jarpan, sau zircan, cu parfum de măiran. Ochii groburi de agave rătăcesc în lumi tirave, crești. Rotaș sau șăuraș, jugănaș, uieșlaș sau lăturaș, sau dârdală pe cărare de imală, sau visezi la sanie, mânte pelicanie, cu găteli din ladă, gata de paradă, nuntă mare cu opoței și o zvaie de căței. Ești husan sau ești carpan, ori fugaș,
sau chiar bonaci. Ești mustat sau lucifar? Ce visezi, puiul de cap, să te urci în vârf de munte, cu stea magică în frunte? Mânzule, mânzuțule, unde duci căluțule? Tablou dinamic la început de mileniu. Aleargă vaci nebune bugiți peste Europa, primi satană strigă starețul Cleopa. Piroane ruginite în inimi de cârpe, marionete își caută o nobilă stirpe. Strigoi, moroi, vin în șiraguri, ungeți geamuri și praguri, cu gaz și mușdiri, de noapte de Sfântul Andrei. Speriați pompeianii, te scoală din lavă să sară drept într-o oglindă concavă. Balenele nopții din cupe s-adapă, lup în cazule, sunată sub apă. Imobil stă centru roții de car, luna volind s-a oprit într-un par. Jonglării de fisc licitează creanțe, bocancii cu țintă intră, se împundă speranțe. Cum se mai schimbă măști și proiecte, omul clonat zâmbește în prospecte. Ajută transplantul de creier scopant, măsori cronometric tranziții neant, cu pocne de bice și zgomotul capselor, interferențele bruște sinapselor. Când pehul de alarmă pâlpâie mol, pe străzi se multiplică trege de gol. Ruleta rusească, rulând era coxului, cere autonomia non-paradoxului. Stanislavski dormea cu păducioșii în azile, dar alta nu afli în jocul de bile. Poemul nu e real informație, ci harul turbat, ci starea de grație. E drumul sublim ce-l ales cu Toma George Maionescu. Nici cu stil curat și antic. Toate îmi sunt deopotrivă. Eu rămân ce-am fost... Romantic. Eu rămân ce-am fost... Romantic. Să mai puțin mă cunosc. Am doi poeți care se grăbesc să ne găsească. Nu definitiv, Nicolae Irimia. Am să vă citesc două scurte poeme vechi de 30 de ani. Poetul. Numai poetul cu sufletul rândușei pe buze. Numai poetul vitriolat de aurul cuvântului. Numai poetul cu sunetul lacrimei în auz. Numai poetul ca o memorie aluminii din tâi, poetul încurcat în roa dimineții. Pasărea brâncuși, el a văzut-o pentru că tăcea singură în crângul de piatră. El a văzut-o și a spălat-o pe ochi și pe aripe de piatră rea, până ce ea a început să ciugulească din stea, din steaua lui. El a iubit-o până ce ea a început
să se facă om. Și la poezie se dedică mentorului meu, profesorul David Vidare, poet, profesor și director al școlilor românești din Balcani în perioada dintre cele două războaie mondiale. Balada Gosnei. Mai stăruie poete pe strunele stârzii, deși împovărate și neînțelese chiar, de așteptare, prunii torc gânduri străvezii, iar ceasul din știubeie se încurcă în minutar. În noaptea asta calmă, ca zâmbetul suav, pe culmea dinspre dealul cu văloșiri de mire, părem striviți de azurul iambului tău grab, visând a neogoi și a vis de primenire. Mai sfăruie poete pe strunele stârzii, căci dorurile toate prin prunzuri se aștern și în strălumina lunii refă din noapte zi, din șopotul merganei un anotimp etern. Cealaltă, pentru că peste câteva zile e sărbătoarea Sânzienelor, se numește chiar Sânziene. Ca și cum, printr-o pleopă de râu luminat, m-aș uita dincolo, în poiana Sânzienelor. Iată fecioarele visătoare, cu ochii petrecuți în frunzele de arțar, bătătorind roa și pământul făgăduințelor. Le cunosc gesturile tăinuite, cum culeg flori, cum se ascund în sunetele rămase din cântecele privighetorilor. Trec dealuri, trec văi, trec măguri, umbre și văpăi, cu o mână lângă ochi de sferic carul mare de întuneric și mă aprind în foc și stele și mă fac una cu ele. Vă mulțumesc! Are o operă în spatele domniei sale și sunt convins că nu există bibliotecă să nu aibă cărți. De urma de poetul, de data asta, poetul, Ion Pop, universitarul Ion Pop, la Cluj, la Copa, pe care cred că nu mai e nevoie de noi. Uite, vă rog să mergeți la bibliotecă și să citiți cărțile. Poetul Ion Pop. Să citesc un singur text, fiind mai lung și care are totuși o legătură cu generația tânără de poeți, chiar când sunt aici o mulțime de tineri, cred că cineva va putea pricepe câte ceva din acest mesaj, sper. Poemul se numește Casa Scărilor. Nu știu ce mi-a venit când am ieșit din mica sală de conferințe în Casa Scărilor de la Facultatea de Litere, unde vreo cinci tineri ucenici între ale scrisului, băieți și fete, mă așteptau în semi-obscuritate, am simțit nevoia să le vorbesc. Păi ascultasem mai devreme pe câțiva prieteni, după ani și ani, citindu-și versurile. Unii erau de mult cărunți, îi se zvârșiseră fețele, rotunzeau chelii, fiecare cu discursul lor mai mult sau mai puțin liric, cu îndrăzneli mai tinere, ori rămași în micile lor provincii oratorice. Le-am citit și eu câteva poezii despre tot mai dificilele mele relații cu triunghiul și cu alte figuri geometrice, despre riscul și vinovăția de a mă arăta tot mai lipsit de respect față de unele, față de altele. Iar la sfârșit, nu știu cum, m-am trezit ținându-le un fel de ciudată predică despre vremurile noastre atât de nevrednice,
O, chiar și acum sunt atât de revoltat și scârbit, că nici nu mai are rost să caut calmante, îndulcinte, pastile de mentă în lumea asta de mentă. Și am încheiat într-un fel de disperare patetică cu celebrul citat din Dostoievski despre frumusețea care totuși, oricât de târziu, va salva lumea. Mă așteptam așadar la ieșire vreo 4-5 poeți tineri, acolo, cum spuneam, în aproape întunecata casa a scărilor, și iarăși, în virtutea unei tot mai bătrânești inerții, mi-am reluat discursul, poate încurajat acum și de întuneric, reamintindu-mi cum alunecaseră ei ucenicii cam neglijenți peste suprafețe, închipuindu-și că pipăitul, că mirosul, că gustul au de acum supremația universală, și dându-le din contră drept exemple modesta și harnică albină, lăudată de mine într-un poem cu faguri și litere, apoi discreta, mișcătoarea metafizică a furnicilor, ce mai trudesc încă inconștiente la turnurile lor Babel, căci să știți de la mine, nu se poate ca poezia să nu se deschide cât de cât spre o pâlpâitoare mică aură metafizică. V-am vorbit chiar despre tulburătoarea aludire dintre nervurile neglijate ale frunzelor și vasele noastre capilare, despre inimile solitare și ignorate ca niște cârtițe care bat pentru noi sub lut, ori în spații, cum zicea și Blaga. Am amintit și de carul mare și de țâritul îndepărtat al miliardelor de greie din ierburile căii lactee, pe care nu-l mai aude aproape nimeni. De ce atâta zgomot? Și mi s-a părut potrivit să evoc și niște tuburi de orgă, căind și izbind, făcuind încolo și încoace, nepăsătoare prin univers. Și câte și mai câte. Fiindcă de fapt mă șocase mai ales un pasaj din poemul unuia dintre ei, în care după ce vorbise emoționat despre Träumerei, adică reveria lui Schumann, s-a și rușinat în versul imediat următor, povestind cum într-o discotecă cu tineri semidrogați, o fată asuțată de ritmurile dezlănțuite și-a ridicat brusc rochia să le arate amicilor ce avea mai concret sub ea. Iar poetul ne-a spus și el tuturor exact ce a văzut acolo. Însă eu, ajuns acum la o etate ceva mai demnă, am tradus imediat un râs roșu și negru, un hoho sarcastic de bacantă, izbucrit din hăuri ca la expresioniști. Și am făcut pe loc și o inspirată legătură mitologică între cuvântul pe și cuvântul pe, ca în Banchetul lui Platon. O jumătăți de cercuri visând marea exemplară unire. Vă aducându-mi aminte cum într-o seară un mitocan fără niciun motiv m-a băgat undeva, mi-am amintit că într-o celebră poezie însuși poetul avusese nostalgia acelui soi de rai. E adevărat însă că printr-o neașteptată asociație de idei m-a apucat și spaima de ora din acea dies ire, zi a mâniei, când Domnul Puterilor, lămurindu-se în sfârșit cu cine a avut de-a face, va da ordin și el să mă întorc de unde am venit. Frumos, inventiv, jucăuș, melancolic puțin, dar oprește-te, 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 am zis. Și totuși nu m-am putut opri. Vorbeam iarăși în casa scărilor, vorbeam despre acea curată, incoruptibilă frumusețe, care fie și foarte târziu va ridica păcatele lumii. Și ca să fiu ceva mai sigur, îmi dublam zisele în tăcere, cu cât îndură-te, Doamne, spre noi, din adâncuri strig către tine, nu ne lăsa, Doamne, auzi-ne, miserere nobis. Pe când în același aer mișunau la etaj, de prin vechi prelege, corespondențele cosmice, litere A negru, E alb, I roșu, U verde, albastru, O, parfumuri, culori, sunete, ale templului cu spil divin, și primeau înțelesul noi cuvintele tribului. Dar uitați-vă, am strigat chiar la scară. Cum de nu vedeți scările, scările, scara? Scările, scările, scara. Iacob, Piraneze, Ioan, Calas, Alascala. Și da, eram odată și eu un fel de omuc scărarul. Copil urcam pe fuștei de lemn spre gura podului către zumzete aurii de vieți, se împrăștiau lumină în muzici, cum pot auzi doar sfinții când își ascultă aureolele, ori către podul șurii înspre miresme de pân, aproape dormind, cu mii de greie în mine.
dar scara sprijinită de trunchiul cireșului pe care puteam sui până în cer. Da, da, vă mai spun o dată, chiar așa era, de acolo din vârf, printre clinchete, clinchete, clinchete purpurii, se vedea luna toată. Mai am, Doamne, și alte dovezi mai impunătoare. Port pe genunchi vechi urme de vânătăi, de pe când încălcat de îngrozitoare poveri, bătăram urcând trud mica vai de mine, pe scala sancta, sperând, nădăjduind, năzuind la cea jumătate de indulgență. Ba, mi-aduc chiar acum aminte și că în urmă cu vreo 3-4 ani, în casa scărilor de acasă, mi-am pierdut pentru prima oară echilibrul călcând în gol. Aveam în mână o ceașcă de cafea goală, de fin porțelan chinezesc. Am căzut pe spate, cu capul înainte, alunecând până jos, pe 10 trepte roșiatice de ciment, printre cactuși cu țepi rozati, adăpostiți acolo peste iarnă. Și ca scena să fie cu adevărat exemplară, n-am pățit nimic. Oasele sunt, se știe, ca și cuvintele, cea mai rezistentă formă a biologiei umane. Și mai ales, mai ales, nu s-a ciobit nici ceașca. Da, cam așa, fetelor, cam așa, băieți. Am tăcut în sfârșit, m-am simțit dintr-o dată singur, acolo în casa scărilor, acolo la trista scară 1 pe 1, cu vopseaua de ulei scorojită a zidului, lângă câteva țepi și calorifere ruginite, pe cimentul rece cu danful de mucegai urcând spre subsolurile umede, sub hohotul roșu și negru, sub negrul și roșul hohot. Și mi s-a părut, vai, încă o dată că te aud chiar pe tine, Doamne, înjurându-mă, chiar așa, înjurându-mă pur și simplu de Dumnezeii mamei. Am salutat scurt, am plecat.